Până timp la ora 85 minute a venit apelul 112 precum carte pe un incendiu la strada Pădurii Nouă. Ne-am deplasat cu două curse de la detașamentul salvator pompieri botanică pentru a investiga cazul tat. Am ajuns la fața locului, am văzut că arde un depozit aproximativ pe o suprafață de peste 600 de metri pătrați. Ieșea foc deschis, flacără deschisă din acoperișul clădirii. S-au mobilizat toate forțele și mijloacele, însă în timp record am reușit să localizăm acest incendiu. Prezintă pericol deoarece dacă se răspândea acest acoperiș putea să atace și clădirile din preajmă și au fost antrenate 4 curse. Deci la fața locului au fost toate zâncii cu Chișinău antrenate, însă nu au fost nevoie pentru intervenția la toți. Au rămas doar Ciocana și Pozană. Cât ați reușit să salvați acolo de intervenție? Am evacuat mașinile din înăuntru care sunt în autoservice și s-a salvat și propagarea fugului și practic mai mult de 80% din acoperiș.